Păi fac eu, de ce trebuie să vii cu Topoviu după tine? Ăsta este cel mai bun prieten al meu, pe nume Împlizătorul de Fraieri. Am și eu ceva de spus în legătură cu toporul pe care l-ați vedeți că a urcat cu el. El, între timp ce venea către București, a primit un telefon în care a zis că are de tăiat două căruțe de lemne. Și s-a gândit că toporul pe care l-are acasă, mulțumesc, toporul care l-are acasă se mișcă, adică ăla din lemn, ci face feste. A cumpărat unul bun, o să te țină 7 căruțe de lemne, nu 2. Da, te-am văzut în filmulețele tale de pe TikTok că te antrenezi în pădure cu porci mistreți și promit că o să ți-l fac cadou după această conferință, că știi tu, iarna lemne scumpe și poate îți dai și tu 2-3 copaci. Mihai, tu trăiești din asta, tu trăiești din spartul lemnelor, nu mai te înfăia. Câți bani am eu, tu n-ai văzut până la vârsta asta. Nu cred că este vorba că tu ai bani, eu știu ce și unde stai, așa că nu e caz să vorbești de bani. Vorbește despre lupta pe care o să avem și doar atât. Altceva nu cred că te... Mihai Simon.